Așa cum anunțase încă de la izbucnirea în presă a scandalului legat de comportamentul verbal inadecvat al unei învățătoare de la școala gimnazială Carmen Silva din Horia, mai mulți inspectori școlari în frunte cu generalul Viorel Stan au descins luni 14 martie de la prima oră la unitatea școlară. Inspectorul școlar general Viorel Stan susține însă că rolul instituției pe care o conduce este în primă fază doar acela de a acorda consiliere juridică Consiliului de Administrație al școlii, cel care trebuie să activeze Comisia de Etică și Disciplină a unității. Inspectoratul școlar, conform legii educației, nu poate lua absolut nicio măsură în această situație. Noi monitorizăm activitatea pe care o desfășoară conducerea școlii în analiza acestei situații create. Rolul de analiză și de luare decizii aparține Consiliului de Administrație al unității școlare, respectiv Comisiei de Etică Profesională, pe care Consiliul de Administrație o constituie, comisie pe care o constituie, ad hoc, funcție de situația creată. Conducerea școlii gimnaziale Carmen Silva, la recomandarea inspectoratului școlar, a trecut la convocarea Consiliului de Administrație al unității, care a numit o comisie de cercetare disciplinară a învățătoarei acuzată de comportament verbal agresiv față de copii. Astăzi s-a întâlnit Consiliul de Administrație al unității noastre, al școlii noastre, și s-a stabilit componența Comisiei de Cercetare Disciplinară în cazul colegiei noastre, despre care se știe și s-a făcut public incidentul pe care se pare că l-a avut cu acești părinți. Comisia își începe activitatea chiar de astăzi, pentru că nu vrem să tergiversăm, să amânăm lucrurile. Primul pas este convocarea doamnei învățătoare pentru o audiere. Doamna are dreptul în 48 de ore să își întocmească o apărare cu argumente, știind, bineînțeles, pentru ce este acuzată, după care se vor audia și celelalte părți, adică persoanele care au venit cu acele înregistrări și alți părinți, alți posibili martori, pentru a putea avea o situație cât mai clară a ceea ce s-a întâmplat acolo. Conducerea unității școlare declară că părinții copiilor i-au adus la cunoștință prima dată despre comportamentul verbal inadecvat al cadrului didactic în ziua de 10 martie. Directoarea școlii le-a promis atunci părinților că va purta o discuție lămuritoare cu învățătoarea clasei 1, unde s-a petrecut incidentul. Nu, problema este următoare. Eu sunt director de la 1 septembrie 2015. Prima oară când acești părinți, această familie a venit la mine cu sesizare verbală, deci nu avem o sesizare scrisă din partea lor, prima oară când au venit la mine să-mi spună că doamna învățătoare vorbește tare și urât în clasă, a fost joi, 10 martie, la ora 8 și un sfert. Am discutat cu ei un sfert de oră, le-am spus că la acel moment pot face un lucru și anume să vorbesc cu doamna învățătoare, să vedem ce se întâmplă acolo în clasă și să o rog, evident, în cazul în care chiar este adevărat ceea ce spuneau părinții, să își regleze comportamentul în funcție de locul unde ne aflăm la școală și cu cine discutăm, cu elevii, mai ales elevi de clasa 1. Părinții nu au fost mulțumiți de răspunsul meu și au plecat, au acționat după aceea, deci, și, repet, nu avem o sesizare scrisă din partea lor, doar o discuție a mea cu ei. Comisia de Etică și Disciplină s-a întrunit în ziua de 14 martie, începându-și activitatea cu audierea învățătoarei, care va trebui să-și formuleze apărarea în scris în interval de 48 de ore. Eu trebuie să dau și colegii mele ocazia să se apere. Nu pot să încep să o acuz. Deocamdată, până nu se finalizează cercetarea, nu pot să vă spun prea multe. Aveți idee cu ce s-a înregistrat că un copil de clasa 1, vă dați seama că nu poate el să înregistreze. Cu da, ce s-a înregistrat? O cameră ascunsă, ceva? Nu știu, cred că a fost un reportofon ceva. Fetița... Nu, dar e vizual, n-avea cum reportofon, că e imagine video, o cameră ascunsă eventual. Imagine de la clasă de la școala noastră, nu. Poftim?
Acele imagini nu sunt de la școala noastră, am văzut și eu la televizor, sunt niște imagini folosite, presupun, din arhiva televiziunilor și pusă înregistrarea pe deasupra, nu sunt imagini video. Este doar o înregistrare audio. Profesorul Ramona Munteanu, directorul școlii Carmen Silva Horia, susține că imaginile apărute pe internet și în presa locală și națională nu sunt din unitatea pe care o conduce și crede că înregistrarea s-a făcut cu un reportofon pus în ghiostanul copilului sau în îmbrăcămintea acestuia. Aceasta mai spune că învățătoarea clasei 1 mai are până la pensionare cel puțin 10 ani. Conducerea școlii Carmen Silva Horia regretă incidentul produs care a afectat vizibil activitatea unui colectiv didactic în care se muncește mult. În măsura în care se vor lămuri lucrurile în Comisia de Etică, opinia publică va fi informată cu măsurile ce vor fi luate în acest caz absolut neplăcut intervenit în relația cadru didactic copii-părinți.